Mâine sus, mâine sus. Stai bre, bre, ce faceți bre aici bre? Mâine sus, domnul. Stai bre, că ce-am făcut bre? Ce căutați la mine bre? Nimica. Mâine sus. Bre, v-am greșit eu cu ceva? Aoleu bre, dar ce ai bre cu mine? Stai acolo și nu te mai zbate. Bre, dar ce v-am făcut bre eu? Domnul. Am auzit zvonuri că la Matale a ajuns o sticluță de-a mea, cu un pergament. Da, de unde vrei să am eu sticluța Matale, bre? Ia da, domne, să vedem ce ai tu prin salopetă. Nu am o sticluță, bre, dar nu știu dacă e a Matale, bre. Opa, uite ce-am găsit, băieți. Unde-i găsit Matale sticluța asta? Bre, mi-a dat-o și mie un om, bre. A zis o țin. Da, bre, a zis să o țin până vine el după ea. Dacă ia Matale, înseamnă că Matale mi-ai dat-o, bre. Păi eu am făcut și eu un popas sub un copac într-o zi. Mi-am pus și eu pălăria așa pe ochi. Să, da, bre, da. Să închid ochii. Da, jumătate bre, da, de oră și eu ți-am promis. A, înseamnă că nu erai Matale, bre. Înseamnă că cineva mi-a dat-o, bre. Da, domn, de-aia zic, eu am auzit că la Matale a ajuns și acum nu știam dacă Matale mi-ai furat-o sau... Păi și m-a țepuit ăla pe mine, bre, eu n-am nicio treabă, bre. El a furat-o, bre, sigur, de-aia am mințit. Bre, domne, cam doare stomacul, bre, cam eu bate joc de noi ăsta, n-am că... treabă, bre, crede-mă, pot să mă dezlegi și pe mine. Eu stau cu minte, nu fac probleme. Nu, nu. Bre, mi-e rău, bre, mă doare burta, bre. Nu mai te zbate. Dacă promiți că nu fugi... Nu fug, bre, să mori dacă fug. Cum să fug? Uite cât sunteți. Bre, eu zic să nu-l desfaci. Lasă, doamne, că e... E amărătivă. Nu vreau să mor dacă... Eu am plecat din ora să nu mai dau de lume și... Ce aici a venit după mine? Dar el te-a mințit odată deja pe fug. Cu ce? Cu ce am mințit, bre? Eu n-am mințit cu nimic ca să mor eu. Ai fi fugit Matale de lume, dar ai dat de lume proastă dacă zici că te-ai încălecat cu oameni de ăștia care îți dau sticle, tu le iei așa fără să întrebi ce să sunt. Să mor eu, bre, dacă te mint, dacă vreți să mă omorâți, omorâți-mă, eu n-am făcut nimic, bre. Da, eu n-am venit să te omor, domne, și plus nu că știu, bre, să în viață îmi ești mai, mai de folos decât mă. Crede-mă că nu, cum să zic. Nu am făcut nimic, bre, am fugit din ora să-ți scap de lume și de... Am venit să-mi cresc eu animalele aici, doar ce le-am vândut, mi-am făcut și eu un ban, acum am venit să mă înorociți. E, uite, că dacă tot e vorba de bani și de orașe, uite, fix acolo vrem să ajungem. Mergem până la bancă, apoi și Matale banii care i-ai făcut și noi după aia ocolim. Bre, dar unde mergem, bre? Că mi-e așa mai frică, bre. O să vezi, Matale, hai urcă sus pe cal. Mergem să ne plimbăm. Hai. Bre, da, eu nu vreau. Hai. Bre, eu nu vreau, bre, să merg, bre, lăsați-mă, bre, poate, bre. Bre, urcă pe cap. Bine, bre, bine, ca să nu credem să te punem noi. Gata, gata, vin, să mor eu, gata, lasă-mă, gata. Dar zi să, mie mi-e frică, bre, de arme de astea, bre, zi să o bagi înapoi, te rog eu frumos. Vin. Hai, urcă pe cal. Care cal, care, ăsta roșu? Oricare, nu contează. Gata, bre, hai că urcă ăsta roșu. Care îți place Matale mai mult? Mă nu trage, să mor, mi-e frică de arme, vrei. Dacă stai cu minte și ascult de noi, nu o să stau, vrei, stau. Ce faci. Stau, să mor. Ai auzit? Ce? Îți atent la tine ce faci. Nu fac, vrei, nimic, să mor eu. Nu fac. Stau cu minte. Bun, bun. Hai că eu rămân în urmă, mergeți voi înainte. Deci n-ar avea ce să fac. Da, luați-o unul înainte. Păi, încotro merge. Unde, unde? Spre Valentine, băieți. Nu sunt muncitor și mi-e frică de bătaie, vreau. Dacă bunii 5, 4, 5 cât sunteți aici. Mergeți, deci, mergeți. Mă duc eu în față, mă duc în față. Eu vin după tine. Stați în spate, unul. Nu, vezi că eu am papuci, nici n-am cu ce să fug de voi. Da? Eu zic să facem intrare prin spate, pe la biserică, pe acolo. Și să ne strecurăm prin spate, pe la bancă. Da, da, nu. Așa zic eu. Dar ce facem, bre, la bancă, bre? O să vezi, Matale, merge să punem banii care i-ai făcut Matale la fermă. Du-te tu, șef, în față. Nu, bre, eu i-am băgat deja, bre, mai ai $5 pe mine. Du-te în față. Eu sărac, bre, i-am pus acolo să am la iarnă.
Oh, no! Somorul meu, nu! Ce ați făcut cu mă băieți? M-a lovit, De ce s-a oprit aici? Bre, nu mai țin arma aia pe mine, bre, că mi-e frică, bre. Ți-a lovit, Carlo? Aoleu. Stai că te rezolvi, că am niște de la pentru cai. Ai, bun dacă ai la tine. Ai mare dihania asta, dar calul. Vezi că-s cu ochii pe tine să nu încerci ceva, bine? Nu încerc, bre, nimic, că ți-am zis că mi-e frică, așa. Bre. Stai că mă trag mai așa. Stai cu minte acolo, că dacă stai cu minte acolo, stai cu bine. Stau. Aici, care ești? Mie întotdeauna mi-a fost frică de ăla. Ai grijă că domnul știe să zboare pălării cu cap cu tot. Bagă repede, vezi dacă nu trebuie. Nu, bre, pălăria mea aia nu, bre. Eu zic să stați unul cu arma pe el, că nu prea am încredere în ce spune. Păi aici eu în spate, băieți, dacă ținem tot așa formația, eu sunt ochii pe el. Sunteți bine, băieți? Da. Haideți. A tras un pic distanță. Mergem așa, unul în față, unul în stânga, unul în dreapta și unul în spate. Așa, cum suntem acum, e ok. Dar cine sunteți, bre, voi, bre? Nu-i treaba mea tale, bre. Nu mă fă ce ți-am cerut noi să faci acolo, că nu mai pune întrebări din astea, că să nu te audă și așa e foc, că e mai grav. Nu știu, bre, întrebam și eu dacă... Păi suntem băieții buni. Bine, bine, dacă ziceți voi că sunteți buni cu mine, n-ați fost prea buni. Da. Cum, bre, m-ați strântit pe-n țărână aia, m-ați lovit, m-ați dat în cap aici cu calul cu alea. Dacă ne fur sticlele. Eu n-am furat, bre, nimic, ca să bată Dumnezeu pe ăla de mi-a dat-o. Mai bine nu luam eu nicio sticlă niciodată. Coboară de pe cal jos. Poate aici ne întâlnim, bre. Legați-l, da, aici ne întâlnim la sfârșit. De ce mă mai legi, bre? Nu vezi că am fost cu minte și cu ascultători? Au! No, vrem nu să mai răspunzi cu poliția pe aici, pe lângă. Hai, luați-l unul și hai să mergem. Aveți vreun bandaj, ceva? Păi? La cine-i trebuie bani? Mie, 33. Bre, m-ai băgat cu capul în pământul ăla, bre. Îmi cer scuze, bre. N-am ce să-ți fac. Adam. Stați o secundă și plecăm. Să mi-l dau acum. Haideți. Hai că eu stau în spate de tot. Haideți, vedeți dacă e liber, băieți. Un cal. Am văzut un cal. Fugi că stai în spate. Un urcă sus. Dă-i tu la ușă. Hai, dați-i la ușă aici în spate. Strada principală este foarte liniște. Șeful, avem unul aici în fața mea, acolo în iarbă. L-am văzut, șeful. E civil? Nu, cred că polițist. Nu da, vrei, aveți grijă. Acolo și taci. Bă! Da, domne.
Ai reușit cu ușa. Dacă nu intrăm prin față, haideți. Se adună, cred că polițiștii, uite ce fac acolo. Uite cum fac ce. Hai prin față. Văd, văd, hai prin față, haideți. Oh! Ce apar mă mâinile sus? Ce-ai mâncat astăzi, mă? Mai sus nu mișcă nimeni. Hai să-l pune aici, bre. Bre, nu trage în mine, bre. Mai frică de arme, bre. Oh! Colegul încearcă la ușă, încearcă la ușă. Vrei? Aici, da. Cu ceva am greșit eu, bă, băieți, nu mă... Vă purtați cu mine, halul ăsta, bă. Respir greu, vreau mai pus așa, nu mai pot. Taci acolo, mă. Aveți grijă, vin NPC-uri. Nu vreau să trage, vrei? Ajutor! Ajutor! Am omorât de britanicii. Mort de britanicii? Nu mai trage, vrei, că m-a omorât, vrei! Lași, mă, acolo, mă. Stai, zic ură. Vreau să nu m-a omorât, vrei. Vă blestem să vă bată Dumnezeu! Mort, mort, în dreapta! Nu vrei, am murit tu aici, vrei! Aoleu! Am omorât pe colegul! Dreapta, mă, dreapta! Descuiați ușa! Merge colegul să desfaci ușa! Colegul, merge să desfaci ușa! Stai să iau de pe colegul dacă mai avea croșete. Țineți-mă. Oh. Ah, dai bre ușor, bine că mai intră în tine, doar toate coastele, bre. Toate coastele mă doar, bre, de-abia respir, bre. Ia că te ține pe ăla acolo, ai grijă. Care clădire? Bre, dar nu vă mai împușcați, bre! Hei, mâinile sus! Hei! Hei! Foc de voie, domnilor! Nu trageți, nu trageți! Avem o static! Nu trageți, avem o static! Ajutor! Avem un civil înăuntru! Ajutor, domn polițiști, salvați-mă! Avem civil înăuntru, avem o static! Mâinile sus, domnilor! Avem o static! A să vă întind pe pâine! Nu. Domn polițist, o să mă omoare! Salvați-mă! Care ești, mă, acolo, mă? Eu, bre! Turturică tu ești! Eu, bre, eu! M-au luat de acolo, de la casa mea, bre! M-au amenințat că mă omoară, bre! Stai, fără grijă, că te salvăm noi, ce frică! Mi-e frică, cât bre! Cât sunt înăuntru, domnule? Mi-e frică, bre, să spun că după aia cine știe mă omoară, bre! Băgați-l aici, în spate. Veniți în spate. Veniți. Sunt cu arma la ce capul doriți, meu, bre. Ce doriți, domnilor, în schimbul acestui om? Mă auziți? Da, da, da. Spuneți, domnilor. Bagă-mi spate, bagă-mi spate. În schimbul acestui cetățean, ce aveți nevoie? Oh! Domnul. Noi vrem încă 2 minute de organizare și 30 de secunde după să plecăm din bancă. 2 minute vreau să de trăiască. Organizare? 2 minute, da, da.
voi credeți că noi stăm la cheremul dumneavoastră, domnilor? Bine, domnul, un minut de organizare și 15 secunde să, stai, să plecăm. Stai cu minte, dacă nu... Bine, stau cu minte, vreți, jur că stau cu minte, vreți. Okay. Nu încerca să te mai miști. Mă doare, bre, și mă dau și eu pe o parte, cât abia răspir, bre. Să scot măcar un safe, avem un minut, repede. Colegul, e puțin, 15 secunde. Eu zic să mai negociem. Vă rog să elibera zona, domnița! Este. E cerem scuze, dar este o jaf la bancă, domnița. Mă auzi, colegul? E puțin, 15 secunde. Mi se pare mie sau este un jaf? Ajutor! E suficient. Okay. Da, hai că nu avem timp să desfac astea. Haide să dăm. Și să plecăm, pe unde plecăm? Luăm o staticul? Bre! Luăm o staticul, ieșim afară. Ok. Da. Când să ne întâlnim acolo, ne întâlnim în Rhodes undeva. Da. În Rhodes, în spatele bisericii, ne vedem. Da. Ce facem cu ostat? Domnilor, ieșim cu ostat. Domnilor? Ieșim afară cu ostate, cu nu trageți. Ne auziți? Nu, lăsați armele jos. Lăsați armele jos. Dacă nu, ostaticul moare. Dacă nu lăsați armele, ajutor, nu, nu vreau să mor. Armele jos, am zis. Retrageți trupele dacă vrei să ieșim afară cu ostaticul și o să-l punem jos. Lăsați armele jos. Foarte bine. Haideți, băieți, ieșiți afară. Sorica, ești bine, Torturica! Aoleu, nu-s prea bine, bre! Aoleu! Luați-l! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Aoleu! Domn polițist! Auziți, domn polițist? Vorbea un bancă că se duc undeva la Rhodes. Merge și prindeți-i că m-au nenorocit pe viață, bre. E mult, frate, 15 secunde e mult, nici măcar nu a putut să îi iei.